Da, mulțumesc frumos. Ceea ce vreau să precizez, așa în încheierea cuvântului meu, este că nu aș fi putut să realizez tot ceea ce se va întâmpla astăzi aici, fără ajutorul echipei cu care am lucrat, echipă care este alcătuită din colegi de-ai mei, cadre didactice din comună, cărora le mulțumesc pentru că au pus pur și simplu osul la treabă, ca să zicem așa, pe românește. Vom da drumul la spectacol, vom da drumul la concurs, mult succes cu concurenților, să dea bunul Dumnezeu ca timpul petrecut astăzi, aici, alături de noi, să rămână ca o amintire veșnică, atât în mintea, cât și în sufletul dumneavoastră.